Să știi că în Vietnam erau condițiile acum 15 ani la care noi tânjim și în ziua de azi. Adică? Adică pentru jucătorul ăsta e un pas înainte că pleacă de la Dinamo și ajunge în Vietnam. Cât erau salariile? Gândește-te că au venit campion mondial din echipa Braziliei să joace în Vietnam. Că salariile erau mult peste ceea ce oferă FCSB, CFR Cluj, Rapid în ziua de azi. Tu cât ai avut în Vietnam? Eu am avut puțin, că eu n-aveam CV-ul. Cât ai avut? Eu m-am dus mai mult să-l caut pe Rainbow pe acolo, că așa am râs și eu când mi-a zis ăla impresarul prima oară, zice, mergem în Vietnam. Zic, bă, nu putem, că mie nu-mi vine cașcheta aia, că eu având banița mai mare, zic, bă, dacă nu s-a terminat războiul, nu mă cuprinde cașcheta.